Calitatea învățământului este strâns legată de calitatea profesională a cadrelor didactice și de capacitatea acestora de a-și îndeplini responsabilitățile cu succes. Tocmai de aceea subliniază Cătălin Micu, subsecretar de stat la Ministerul Educației, că este de datoria statului să investească atât în formarea dascălilor, cât și în motivarea acestora. Suntem de acord cu toții că profesorii sunt cei care au menirea să-i călăuzească spre viitor pe copii și pe tineri. De aceea este datoria statului să investească atât în formarea dascălilor, cât și în motivarea și sprijinirea acestora. În contextul în care luna viitoare va avea loc rectificarea bugetară, echipa de conducere de la Ministerul Educației luptă pentru o finanțare corespunzătoare care să acopere atât salariile mărite pe care colegii noștri le primesc de la 1 iunie, cât și pentru celelalte cheltuieli necesare desfășurării în bune condiții a actului didactic în unitățile și instituțiile de învățământ din țara noastră. Așa cum știm, de la 1 iunie 2023, profesorii, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic primesc salarii mărite. Creșterea este în medie de 25%, iar pentru debutanți este chiar mai mare, de 31,7%. De asemenea, o altă preocupare este cea legată de decontarea navetei, care trebuie să treacă din sarcina autorităților publice locale în cea a Ministerului Educației. În prezent se fac calcule pentru o estimare cât mai exactă a sumelor necesare, în așa fel încât la rectificarea bugetară Ministerul Educației să solicite Ministerului Finanțelor suma pentru acoperirea cheltuielilor până la sfârșitul anului 2023.